Conferinții de presă ne prezintă, sigur, ședința de comitet executiv pe care organizația PSD o va avea într-o oră, în care, practic, ne pregătim pentru campania de alegeri europarlamentare din 26 mai. O campanie în care și PSD-ul la nivel național, dar și PSD-ul la nivel județean, cu atât mai mult, ne cunoaște discursul, suntem condamnați să avem o campanie pozitivă. Suntem conștienți că nici în Bacău, nici în România nu prea s-a câștigat pe campanii pozitive, sau rar o să câștiga pe campanii pozitive, dar competiția noastră nu este cu alte partide, ci este cu propriile obiective, cu programul, cu implementarea programului de guvernare și, sigur, cu capacitatea de a dialoga cât mai mult cu alegătorii noștri din 2016, care ne-au dat un vot fără precedent, și, de ce nu, și cu ceilalți cetățeni, dar, în primul rând, cu cei care ne-au dat votul de susținere și la localele din 2016 și la parlamentarele din 2016. Acum, pe județul Bacău, sigur că există, avem vești bune, vești administrative bune, pe care noi le-am anunțat. Nu o să le întârziem, nu o să le suspendăm din motive de apropiere a campaniei electorale. Și pe această ocazie, luni, la ora 10, ne vedem la pontonul de la insula de Agrement, unde am mers cu doamna prim-ministru Dăncilă și cu doamna comisar Cretu și am promis acea deformatare a lacului de la insula de Agrement. Luni, la ora 10, practic, este ziua numărul 1 din derularea acestui contract, care a fost semnat zilele acestea la administrația vazinală Siret. Și în prezența domnului ministru Deneș și altor factori de decizie de la Apele Române, vă veți avea parte de o prezentare a ce urmează să se întâmple acolo în următoarele două luni. Mai mult sau mai puțin două luni, pentru că această lucrare depinde foarte mult de vremea, de condițiile meteo. Se preconizează o primăvară situație, așa că avem speranțe că în luna iunie lacul la insula de Agrement va fi pus la dispoziția cetățenilor municipiului Bacău, în paralel cu lucrările din interiorul insulei de Agrement, pe care primăria municipiului Bacău înțeleg că le va demara joi, 4 aprilie. Dacă vreți, pentru noi, 1 aprilie, pentru județul Bacău, nu are o conotație foarte, sau nu avem o amintire foarte plăcute cu 1 aprilie. Acum 4 ani s-a semnat un contract adevărat cu o firmă care a înțeles să nu-și respecte acel contract, o firmă din Turcia, legat de structura locuitoare. Știți povestea, nu mai desfac. Dar poate umărăm destemul acestei zile de 1 aprilie cu inaugurarea lucrărilor la deformatarea lacului. Cunoașteți amănuntele, pe 21 mai a venit doamna prim-ministru Dăncilă, a promis finanțare, vechea conducere a administrației bazinale Siret a reușit să organizeze o licitație la care să nu se prezinte nimeni. V-am mai ținut la scurt la tăi cu evoluția acestui proiect. Între timp s-a schimbat conducerea la administrația bazinale Siret. Constructorul care a fost acolo și stătea de vreo 4-5 ani în Albie și nu prea făcea lucrări, se judecă în instanță, probabil, cu administrația bazinală. Treaba lor, obiectivul nostru este să terminăm cât mai repede restul de executat. Bătoanii să se bucure de latul de la insula de Agrement și de insula de Agrement pe care o știți cu toți. Este o rușine pe obrazul Bacăului, ceea ce este acolo, dar sunt lucruri care ne urmează din vechea administrație. Abia după 3 ani, practic, de la localele din 2016, reușim să repunem, să repornim aceste proiecte.
Îmi doresc ca în vara acestui an, în vara lui 2019, insula să fie la dispoziția băcăoanilor. Amănunte cât va dura, repet, două luni, valoarea contractului e aproximativ 6 milioane RON. Constructorul celelalte amănunte o să vi le ofere cei de la administrația bazinală și ministrul Demeș, apelor și pădurilor care va veni aici la ora 10. Dar e bine să bifăm și această etapă din evoluția acestui proiect cu care noi ne-am angajat pe 21 mai 2018 în prezența doamnei prim-ministru Dăncilă. Insula de agrement este obiectivul de investiție al primăriei Bacău. Înțeleg că societatea de servicii publice se vor demara lucrările pe 4 aprilie. În altă ordine de idei, până să-i dau cezarul ceea cezarului, domnul deputat Șova să ne spună ce s-a mai întâmplat la centură, dânsul am venit împreună ieri la București, astăzi a ținut să meargă la șantier, este proiectul de suflet și care sunt convins că n-ar fi fost astăzi preluate dacă nu s-ar fi implicat personal în urmărirea acestui proiect. Am văzut că sunt fel de fel de calcule. M-am obișnuit ca în această perioadă să nu prea răspund atacurilor politice, dar totuși am văzut că celelalte partide, probabil din cauza campaniei electorale ce bate la ușă, au început să calculeze. Liberalii să calculeze la județ, bugetul la județ. Cei de la USR, kilometri drumul asfaltat în județul Bacău. Informez atât, nu le dau raportul deșelor, dar informez pe băcăvan că anul acesta, pe drumuri naționale, se vor ataca și finaliza următoarele trei obiective. Unul, care lucrările au și început. De la Jud până la podul Turcului, limita cu județul Vaslui, drum național în lungime de 30 km. Lucrările au început și se preconizează a se finaliza sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Mai mult de un kilometru pe zi nu se pot face lucrări de acolo. Sunt în regie proprie acele lucrări. Săptămâna viitoare, hai să spunem 10 aprilie, mai mereu așa o rezervă, încep lucrările la tronsonul de drum național între Onești și Poiana Sărată, din județul Bacău, 40 de kilometri. În partea asta, altă, la Ajut, podul Turcului, sunt 30 de kilometri, aici sunt 40, Onești, Poiana Sărată. Și se vor finaliza tot așa, o lună jumate, două funcții și de cum va fi vremea în această primăvară. Iar în vara acestui an, drumul național Bacău-Unești, o lungime de 42 de kilometri, care nu este într-o stare foarte rea, dar necesită o modernizare cap-coadă și în această vară se va intra și pe acest tronson. Repet, Bacău-Unești. Sunt trei obiective pe drumul național care, practic, au fost discutate încă de anul trecut la nivel de DRDP Iași, Ministerul Transportului. Nu sumează peste 100 și ceva de kilometri, iar cei care mai nou au început să adune kilometri asfaltați în județul Bacău, îi rugăm să ne monitorizeze dacă ne ținem de cuvânt cu această promisiune. Deci, peste 100 de kilometri, aproximativ 110 kilometri drumul național în acest an în județul Bacău. Repet, tronsoanele, Ajut podul Turcului, 30 de kilometri, Onești, Poiana Sărată, 40 de kilometri și Bacău-Unești. Dar domnul care calculează kilometri de drum național asfaltat și care dă ochii peste cap la emisiunea TV, întrebându-se cum se poate ca Bacău, care avea ministrul transporturilor, să nu aibă centură, da, pentru dânsul e de înțeles că pare că abia s-a trezit din somn la toate ieșirile publice pe care le are, deputat în Parlamentul României, dar care a semnat și inițiat moțiunea împotriva Ministrului Transportului din Bacău. Dacă tot este așa stupefiat, o să afle evoluția acestui obiectiv de la domnul deputat Șova, care va monitoriza din scurt acest obiectiv și ne va ține la curent cu toți pașii semnificativi și importanți pe care îi urmează acest proiect. Redau microfonul domnului colegului domnului deputat Șova.
Ce vreau să reliefez ca fiind foarte important este legat de faptul că pentru ca într-o zi să ajungem să vedem utilaje care repartizează asfalt pe niște tronsoane de drum, fie vechi, fie noi în execuție, trebuie să existe o pregătire a proiectelor. Ei, în anul care a trecut, acest lucru s-a întâmplat la nivelul Ministerului Transporturilor, pentru că partea de reabilitări de drumuri naționale care a fost făcută anul trecut și care continuă cu proiectele din acest an, sunt, practic, roadele unei activități de pregătire a documentațiilor, de pregătire a condițiilor pentru că lucrările să poată fi începute. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că în legătură cu centura ocolitoare a municipiului Bacău, lucrurile sunt într-o evoluție, aș zice eu, chiar spectaculoasă, lucru pe care aveți ocazia să-l vedeți fie în mod direct, fie de pe site-urile pe care noi promovăm imagini cu privire la evoluția șantierului. Trebuie să vă spun că atât la nivel local, cât și la nivel central, monitorizez și susțin activitățile care sunt de natură să înlăture barierele de tip administrativ în calea dezvoltării șantierului. Și mă folosesc de această ocazie să vă informez că, pe de o parte, la nivelul Ministerului Transporturilor s-au luat măsuri ca și exproprierile care nu au fost făcute până acum și erau restanțe, sunt pe cale de a fi rezolvate, este în pregătire deja pe circuit de avizare, hotărâre de guvern, care să aprobe indicatorii pentru exproprierile suplimentare celor care au fost făcute în perioada anterioară. Din punct de vedere al evoluției lucrărilor, am văzut astăzi progrese semnificative față de acum două săptămâni. O să aveți ocazia să le vedeți și dumneavoastră filmate. Important este că antreprenorul a mai adus încă o instalație de foraj pentru pile, pentru viaducte, care deja este instalată într-un punct de lucru unde deja lucrează. Deci acum sunt patru astfel de instalații, trei în zona de Albie, Bistrița, Siret și a patra în sectorul mai la nord-est un pic, pe traseul viitoarei autostrăzi. Au fost decopertate sectoarele de drum până la în proximitatea hidrocentralei de pe Bistrița din zona parcului Ghearăiești. Am vizitat aceste situri în care se lucrează. Pe de altă parte, trebuie să vă informez de asemenea că a fost semnat contract pentru realizarea și descărcărilor arheologice care rămăseseră restanță din vechiul contract, astfel încât vor începe repede activitățile și pentru descărcările arheologice care încă nu au fost făcute, de așa manieră încât constructorul pe care îl cunoaștem cu toții și care manifestă determinare în a realiza acest obiectiv în termen mai scurt decât cel contractat, să aibă front de lucru corespunzător. Există o bună mobilizare în teren, am văzut utilaje, toate lucrau începând cu ora 8, am ținut chiar să fiu mai devreme de ora 8 pe șantier pentru a vedea cum debutează activitatea. Și cu toate că am fost înainte de ora 8, muncitorii erau toți în dispozitiv și lucrau. Practic, odată la două săptămâni, cred că ar trebui să fie ritmul de monitorizare pe care cel puțin eu mi-l propun ca să realizăm odată progresele fizice, pe de altă parte să luăm contact și cu constructorul în afară de activitățile la care el participă la acel grup de lucru condus de către subprefectul Ivancea, pentru a afla și din teren eventuale probleme cu care se confruntă. Eu cred că este un model de bună practică pe care, pe de o parte, l-am lansat la nivelul Ministerului Transporturilor, iar acum, împreună cu toate autoritățile locale, îl dezvoltăm și îl implementăm cu succes la nivelul acestui obiectiv de investiții. Deci suntem conectați la 320 la acest obiectiv. Toți cei care am ajuns pe aceste funcții datorită votului din 2016, ca să nu spunem peseriști.
toți cei care am ajuns pe funcțiile care le reținem astăzi sau le-am reținut anul trecut sau le vom avea în viitor, le avem datorită votului din 2016 la locale și la parlamentare și anunțăm că suntem conectați total la acest proiect important al județului Barbut. Închid expunerea mea, pentru că toată lumea a întrebat. Surprinzând și eu câteva din elementele definitorii pe care le-am văzut în repartiția pe care Consiliul Județean a făcut-o către unitățile administrative teritoriale, către localități. Pentru că am văzut un partid important pe scena politică, dând în judecată instituții publice, în fine. E problema lor. În primul rând, forul Consiliului Județean este un organ deliberativ. Nu-mi dau seama acum ce vor să obțină în instanță. Doi. Nu există primărie în județul Bacău, indiferent de culoarea politică, că e PSD, că e PNL, că e ALDE, care să fi primit bani mai puțini decât în anii precedenți. Nici nu vreau să mă duc în anii în care erau ei la guvernare. Deci, sumele sunt ca dimensiune fără precedent în raport cu anii precedenți. Sigur că ele sunt insuficiente. De ce? Și pe, în raportul solicitările primarilor din mediul rural sau din mediul urban, alocarea este de 1 la 12, 13, 14, 15. Cam asta este solicitarea, raportul între alocare și solicitări. Între, de la 1 până la între 10 și 15. De ce? Pentru că PNDL-ul funcționează, are nevoie de cofinanțare. PNDR-ul funcționează, are nevoie de cofinanțare. Granurile funcționează, au nevoie de cofinanțare. Toate aceste proiecte în care primarii sunt implicați și fericit, toți primarii din județul Bacău, indiferent de culoarea lor politică, necesită cofinanțări. Mai mult, au apărut aceste ajustări la contracte legate de salariul minim pe piața construcțiilor, legate de prețurile la materiale de construcții, astfel încât șantierele să meargă mai departe și sigur că au apărut niște costuri suplimentare. Și sigur că primarii vor să le fie echilibrate bugetele cât mai mulți bani. Cred că, în continuare, că niciun primar nu este mulțumit, că e de la PSD, că e de la PNR, că e de la ALDE. În raport cu nevoia pe care o au, în primul rând, de cofinanțare a proiectelor. Nu mai sunt celelalte cheltuieli. Dar nu putem trece cu vederea că alocările sunt mult superioare anilor precedenți. În altul unei vă dau un amănunt. Eu cât am fost președinte și aici fericit Consiliul Consiliului Județean, cât am fost președinte al Consiliului Județean, banii din TVA pentru drumuri se împărțeau așa. Și vă amintiți bine. 50% la drumuri județene, 50% la drumuri comunale. Anul acesta Consiliul Județean, pentru prima dată, a renunțat la acea cotă de 50% alocată drumurilor județene, deci, și a dat toată suma 100%, a dat-o către drumurile comunale. Pentru cele 85 de localități care au drumuri comunale. Mai puțin una, Giosen, care înțeleg care se aduc kilometri drumuri comunale clasificați conform legii. Totuși, sunt niște cifre incontestabile care, într-un fel sau altul, să știți că vor acoperi această propagandă ieftină, că vezi, Doamne, dăm în judecată Consiliul Județean și s-a păstrat constanta alocărilor. Astea sunt niște prostioare, nici măcar bine gândite, nici măcar bine filtrate. Cred că le fac rău și în raport cu proprii primari, dar domnul deputat Pavel a mai ratat o bună ocazie să tacă din gură. Probabil că în 2020, când vom merge la alegeri, probabil că va trebui să numărăm aceste ocazii în care dânsul mai bine tăcea sau mai bine trăgea un pui de somn decât să iasă declarații publice. Întrebări, fără. Podul de la Unești. Este în pericol să nu se mai facă, să se amâne. Exclus. Construcția cel mai mulți bani, pe de parte pentru salarii, ca să acopere... Hai să spunem ajustări, generic. Ajustări, dar și pentru că au apărut costuri suplimentare. Finanțarea e prin PNDL și ceva de pentru asta. Ce șanse are primăria Unești să primească niște bani să aducă interese? Dacă e normal ca să apară costuri suplimentare după licitație? Nu pot eu fundamenta niște note suplimentare pe care probabil proiectantul, dirigintele, executivul, unitatea de implementare a proiectului, aici nu mă bag în
aceste suplimentare, dar ajustările acestea generate de modificări legislative și care erau absolut necesare, pentru că știm bine că forța de muncă pe piața de construcții e deficitară. Pentru aceste suplimentări, Oneștiul va trebui să-și constituie fonduri, fie din ce primește de la, ce a primit de la finanțe, fie din economia dintre, de la PNDL, din contractul, între contractul de finanțare și contractul de execuție. Ministerul a spus clar, ai semnat contractul de finanțare pe 100 de lei, ai contractat pe 80 de lei, restul de 20 de lei poți folosi, nu-i mai dai ca economie la minister, îi folosești pentru, pentru ajustări. Acum vă spun pe scurt, exclus ca apropii de la Unești să nu se realizeze, să nu se lucreze la el în acest an, Primăria Unești trebuie să identifice toate soluțiile tehnice și financiare, astfel încât acest obiectiv să fie dat în folosință cât mai repede posibil. Deja nu mai știu care era termenul de predare, cred că finalul anului 2019, deși ne-am văzut atunci la Unești. Sper să nu aibă de suferit graficul de execuție, pentru că și acela este un obiectiv de interes județean, dacă nu chiar național, pe care noi ne-am angajat că îl vom termina la termen, înainte de 2020. Avem obiective care trebuie, nu avem nicio scuză să nu fie finalizate până în 2020. Vreau să mă intervin, eu că a venit vorba foarte scurt să vă zic câteva lucruri despre care cred că sunt interesante și pe care le-am descoperit astăzi în șantier. Am întâlnit muncitori de la Rădăuți, aproape de 60 de ani ca și vârstă, veniți aici pentru că sunt bine plătiți și care mi-au spus că au băieții, fierar, betoniști și suflori, și care, unii dintre ei, au băieți care lucrează pe șantiere în străinătate și care mi-au povestit că își cheamă băieții să vină la acest șantier. Am întâlnit buldozerist, pensionar, care din Măinești, care a lucrat la BAT Măinești și acum lucrează pe un buldozer ultra-performant cu GPS, cu comandă electronică, merge practic singur, stabilește cotele singur. Factorul uman este doar așa pentru supraveghere. Un om care deja a depășit vârsta pensiei a găsit loc să lucreze, bine plătit, pe utilajele moderne în acest șantier. E nevoie ca muncitorii în acest moment să fie bine plătiți. Și sigur că și cu podul de la Onești, sunt sigur că se vor găsi resurse financiare pentru a se compensa aceste diferențe de preț, care n-au îndoieli și sigur nici președintele Benea nu are îndoieli că vor fi doar în cadrul legal. Deci, conform reglementărilor în vigoare, nimic în plus și nimic nelegal. Dacă acest obiectiv nu va fi gata până în vara lui 2020, nu avem motive să așteptăm vești bune de la uneșteni pentru noi, sau de la uneșteni. Nu avem motiv. Acel pot trebuie terminat. Și sunt convins că va fi terminat. Deși o conferință politică, vedeți, aici avem sigla PSD-ului, e închiriat tot, să știți, plătim săl. Chirii n-avem, să nu avem discuții de acest gen. La birou, executiv, nu? Avem un comitet executiv cu toți membrii, președinte organizații, primari, consilieri județeni, consilieri locali. E mai extins puțin, că în momentul e mai special, ca să zic așa. Și ședința e dedicată alegerilor care mai ales? Da, e o ședință organizatorică, profund organizată, cu un pronunțat caracter organizatoric. General de faptul că totuși Moldova are două poziții eligibile pentru alegerile europarlamentare din mai 2019 și vrem ca organizația Bacău să pună numărul la rezultatul final, la nivel național, dar bineînțeles să aibă un rezultat pe măsura respectului pe care atunci partidul a arătat față de, comitetul executiv a arătat față de zona Moldovei și față de două județe mari și performante politic. Iașu și Bacău. Cum comentați faptul că ANDE nu retrage sprijinul politic pentru viceprimarul Leandro Șofane și PSD, din câte știu, a cerut lucru din anuarie? O să comentez dacă îmi promiteți că dați declarație. Sincer, pentru mine și pentru... Cred că și pentru domnul Șofane, cu atât mai mult am spus. Pentru mine este un subiect ultra marginal.
martorii sunt colegii de partid, că încă din 2016 am decis ca să nu mă implic în funcționarea alianței PSD-ALDE la nivelul municipiului Bacău. Consider că primarul și viceprimarul, care constituie aproape majoritatea la acel moment, trebuie să... O relație de acest gen se construiește și se strică zi de zi, oră de oră, minut de minut, secundă cu secundă. Nu am simțit că, deși erau ca frații în vara lui 2016, ulterior am văzut că au apărut probleme pe care am dat seama că le voi gestiona eu, ca președinte al organizației. Domnul Avram a zis că deci se va implica mai mult și mă bucur că s-a implicat, că uite că sunt totuși în continuare în aceeași formulă. Noi am înaintat o hârtie firească în ianuarie, în care am solicitat înlocuirea viceprimarului Ștefan cu alt viceprimar de la ALDE, motivat de faptul că totuși în ultimele... Eu am observat acest lucru în octombrie, noiembrie, decembrie. Acțiunile sale aveau un pronunțat caracter populist și contrar politicii alianței PSD-ALDE la nivelul municipiului Bacău. Deci era clar că era mai multă campanie electorală și mai puțină administrație. Dar e clar că fricțiunile au apărut de mai mult timp. Dar pentru mine chiar este un subiect ultramarginal. Nici nu știu. Am auzit că nu s-a mai votat proiectul. A fost retras de pe ordinea de zi. E o practică la Consiliul Local să se retragă proiectul de pe ordinea de zi. E un subiect ultramarginal. Pentru noi, pentru obiectivele pe care le avem de atins, că este domnul viceprimar Ștefan sau că nu este domnul viceprimar Ștefan la primărie lui, sau peste an pe vremea asta, sau peste lună pe vremea asta, este mai puțin important. Important este prestația omului pe care îl avem noi acolo, primarul Cosmin Nicula și a consilierul local, și bifarea cât mai multor obiective administrative. Sună ciudat, dar ca președinte PSD, Organizația Județeană Bacău, existența sau inexistența domnului viceprimar Dragoș Ștefan de la ALDE în executivul primăriei este un subiect ultramarginal. Noi suntem în contra timp, contra cronometru cu proiectele pe care le-am promis și vrem să le ducem la bun sfârșit. De ce domnul primar nu vine alături de dumneavoastră la conferințele de presă, având în vedere și calitatea lui de președinte al municipiului Bacău, pe linie politică? Și ați prezentat și cu nisul angajament ceva interesant. N-ar fi trebuit și el să... Da. O secundă. În primul rând este ședința de Consiliu Local. Doi. Vedeți, știți că formatul acesta e mai inedit, că de obicei eram toți și președintele CJ, dar în soare motive de sănătate, primarul ședinței de Consiliu și colegii parlamentari, unii absentează și de asta am optat pentru o formulă mai restrânsă, pentru conferință, totuși e acest comitet executiv important din viața partidului. E și mai mult, am vrut să vă invit la altfel decât pe calea unui mail sau unui fax, la evenimentul pe care îl consider important și semnificativ pentru felul în care noi ne-am implicat în proiecte. La evenimentul de pe 1 aprilie, fatalmente. Va fi și eu. Și va fi și, sigur, cu siguranță acolo primarul va fi și are angajamentele dânsului de făcut, legate de insula propriu-zisă. Dar ăsta este motivul, nu să speculăm pe acest subiect. Pur și simplu, formatul de astăzi mi l-am asumat eu. General de faptul că mulți lipsesc, alții sunt din motive de sănătate sau sunt plecați din țară, primarul este în ședința de Consiliu Local și oricum despre insula de agremiești de formatare vorbim în detaliu la fața locului, chiar pe control, nu în țări. Mai ieșim puțin în lume și ieșim puțin în teren și acolo a fost locul faptei unde am promis că ne vom întoarce, sau locul clinic, dacă pot să spun așa, ne vom întoarce să bifăm obiectivul. Sigur că nu clipocește apa. Eu n-am uitat că pe 1 iunie 2019 mi-aș fi dorit să fie, să clipocească apa. Nu e imposibil, dar dacă va fi 1 iulie, nu e nicio tragedie. Mi-aș dori ca ziua copilului, 1 iunie 2019, să fie sărbătorită pe insula de agrement cu laptul pus în funcțiune. Dar e posibil din motive de climă, din motive tehnice, să nu putem pe 1 iunie, da? Dacă nu e 1 iunie, 1 iunie. Oricum, pe 1 iunie, cu mic, cu mare, foarte mulți bărcuani vor merge probabil la Iași, ai evenimentul important care va fi acolo ăsta, să închideți să ne.
Am o întrebare pe dumneavoastră. De ce ați ales acest drum de europarlamentar? Pentru că, vedeți, organizația Județeană Bacău a avut niște proiecte politice, pot să le zic așa, din 2017 încoace, în ianuarie 2017. Domnul deputat vrea să ocupă o funcție extrem de importantă în statul român. Domnul deputat Șova a fost ministrul comunicațiilor și ministrul transportului și pentru Bacău, în an de ministrul transportului, a contat poate cât 7 ani de guvernare sau de când suntem în 2012 la guvernare. Pentru județul Bacău strict. Și asta a fost și am discutat cu colegii. Asta a fost proiectul. Da, dar proiectul politic acum mă vizează pe mine și vizează acest moment. Și sigur, am și declarat, trecem la un alt nivel. Mă interesează mult autostrada Bacău-Brașov, Iași-Bacău-Brașov și multe alte proiecte europene. Acum, sigur, europarlamentarii aduc neapărat fonduri și bani, dar sunt acolo, se poate face lobby pentru anumite proiecte și evident că voi avea și această dulce povară a unor proiecte importante pentru județul Bacău și pentru zona Moldovei. Sper că împreună cu colegul Ciuhodaru, în primul rând, să facem o echipă bună până pe 26 mai, în al doilea, care este Bocăvan. De obicei, știți, tatăl său a fost director de maternitate, sora, Fernand, a Ferdinand, și glumeam cu el, eu am practic soția din ea și el este născut în Bacău, făcut să facem un tandem destul de omogen. Și până pe 26 mai, pe 26 mai sperăm să fim validați ca eligibili, deocamdată suntem potențial eligibili, nu? Și după aceea 5 ani să facem treabă pentru proiectele Moldovei, care sper să de pe care sper să se șteargă această sintagmă de cea mai săracă regiune a Europei. Sigur că nu depinde de mine și de domnul Ciuhodaru, sau numai de noi. Dar poate ne vom aduce o contribuție importantă să punem și noi numărul ca această regiune să nu fie cea mai... Regiunea, nici nu mai place să-i spun regiunea Nord-Est, ci regiunea Moldovei. Regiunea Moldovei să vadă lumința de la capăt până la. Sunt proiecte mari de infrastructură, care au nevoie de lobby și de finanțare europeană. Și autostrada Unirii Iași-Mureș, și autostrada Iași-Bacău-Brașov-Făgăraș sunt proiecte care au nevoie de bani europeni. Fără bani europeni nu se vor realiza aceste obiecte. Da? Cred că am fost destul de sucinți și s-a părut și incisiv. Ne vedem pentru aprilie, la ora 10, să mai bifă. Și să ne vedem mai des, pentru că veștile administrative pentru județul Bacău vor veni cu o repreziciune de mână de exact această cauză. Dar să vină și primarul, să mai prezinte și... Să vină primarul.